Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților, pe acest canal. Astăzi vom face un mic experiment cu o lupă. Am văzut pe TikTok, acolo m-ați etichetat voi acolo în câteva videoclipuri, și respectiva persoană ardea, dădea foc și chestii de genul ăsta la diferite obiecte cu ajutorul lupei. Având în vedere că soarele este sus pe cer și avem soarele la puternic la ora asta, am fost la magazin, am luat lupa, pentru că voi m-ați etichetat acolo și vreți să fac experimentul ăsta. Am fost și am cumpărat diferite chestii, mai aveam și eu prin curte câte ceva, o hârtie, o chestie, o să vedeți pe parcursul videoclipului, dacă vreți să vedeți exact cum se întâmplă treaba cu fiecare obiect produs în parte. Stați până la sfârșitul videoclipului ca să vedeți. Bă, nu vreau să o lungesc foarte tare. Înainte de asta, dați-mi un follow pe Instagram, acolo aveți primul link în descriere, pentru că de fiecare dată când postez câte un vlog nou pe acest canal, vă anunț acolo cu o zi înainte. Așa, să vă spar, că nu mai filmăm cu nimic azi. Vă anunț acolo cu o zi înainte când postez câte un videoclip pe canal și pe lângă asta mai aflați câteva chestii, pentru că acolo este mai ușor să mai pun un story, un swipe up, o chestie și da, e mai ușor. Eu zic să trecem la treabă, pentru că am cumpărat o ciocolată și nu vreau să aud discuții cu o las în soare și topești singură, și vreau să încep cu ciocolata aia, da? Fii atent. Se vede aici, da? Eu o să încerc să-i dau o gaură aici unde nu este luată ciocolata asta de deasupra, unde e ciocolată fină. Vezi? Și să încerc să-i dau o gaură, să văd dacă reușesc. Ia stai așa să-mi găsesc eu poziția. Poți să te apropii un pic să-l arăți cum face lupa acolo, cum concentrează imaginea? Imaginea, raza soarelui. Vezi? Și acolo în centru eu încerc să-i dau o gaură, dar după cum vezi, nu știu dacă se vede pe cameră. Eu zic că-i dă, o topește pe mijloc acolo. Uite-le, bă, dar fii atent că e să fum. Bă, dar de ce e să fum din ciocolată? Nu-i normal? Nu prea. Ouăleu. Și ciocolata mea favorită, ia fete, că nu mai mănânc niciodată așa ceva. Băi, bă, cât fum iese dintr-o ciocolată, ești prost? Nu cred așa ceva. Dar ce mișto miroase. Da. Bă, las-o în colo de aici, mă. Bă, nu, voi vedeți cât fum iese de aici dintr-o ciocolată? Uite-o că ce fel s-a făcut, s-a negrit aici toată partea asta. Deci se vede acolo clar cum s-a înnegrit. Păi, dar eu nu înțeleg de ce iese fum din ciocolată, mă, ești nebun la cap? Trebuia să iasă fum, eu nu înțeleg dacă... E 100% naturală. E 100% naturală de asta, a? Băi, dă un col de aici de ciocolată. Cum? Băi, dar nu mă așteptam o secundă. Azi, fii atent că o topesc, o leacă cu tare. Dar fii atent, cum pun o leacă raza soarelui direct pe... Bă, cum iese fumă lău? Nu cred așa ceva, să mă bată mama. Gata, măi, frate, aici, eu ce să zic, la experiment, băi, acum, uite, aș fi mâncat-o pe toate, dacă e să mă întreb pe mine. Dar acum, când am văzut că iese fum, să mor dacă mai vine să mănânc, acum vreo gură de ciocolată. Și acum, sincer, văzând chestia asta cu fumul, vă recomand și vouă să nu mai mâncați, că, vedeți, cumpărăm toate prostiile. Deci, cu ciocolata ne-a ieșit, da? Tu ești mulțumit acolo în spatele camerei? Foarte. Topit? Da. A ieșit și fum, așa ars. A ieșit, da, deci mâine, păi mâine, o bagă în somn și aprind focul cu ea. Trece la următorul obiect sau produs. Se vede aici ăsta minuscul. Am încercat să găsesc niște paie de chibrit mai mari, dar n-am avut nicio șansă. O să încercăm să aprindem scăpăriciul ăsta, să aprindem paie de chibrit cu ăsta aici. Deci fii atent, îl pun pe coala asta de hârtie, pentru că el o să facă flacără și o să negrească foaia. Stai așa ca să-i găsesc eu poziția. Ia, apropie tu cadrul aici. Aproape, aproape de aproape. O, că a plecat și pe aici tot. Hai că ține-o cu mâna, că nu se întâmplă nimic. Filmează aproape, poți să-l lași aproape de tot așa. Gata, mai am găsit și eu. Acum să-i găsim. Ăla-i. Ia să vedem acum dacă reușim să aprindem. Fii atent că deja scoate fum. Fii atent. M-am speriat, băga mea și piciorul. Dar vezi, uite, se vede aici, nu? Da. Mi-a foc asta, mă. Se vede. Uite că mi-a luat foc hârtia asta de aici. Se vede, da? Da. Și la varianta asta cu chibritul, avem un experiment reușit, să zic așa, la partea asta cu chibritul. Bă, sincer, nu mă așteptam să fie chiar așa puternic. Dar oare arde pe piele, măi, frate? Este așa. Să vedem dacă mai rămâne cu păr după. Bă, eu simt așa o pișcătură. Nu mai vreau să mai încerc. Băi, exact cum te-ar ciupi cineva din locul ăla de acolo. Vreau să încercăm să vedem dacă în partea cealaltă, deci noi am dat foc la hârtie într-o parte și în cealaltă parte vreau să fac un experiment, să văd dacă lupa asta poate să dea foc la hârtie. Tu ce zici, reușim? Eu cred că da, eu spun crezi că da. Da? Da.
Hai să vedem. Am luat lupa, am concentrat aici frumos și o ținem pe margine, da? Băi, Mihai, se pare că nu se întâmplă nimic, ajun. Nu știu ce să zic. Bănuiesc că necesită mai mult timp. Și eu cred că necesită mai mult timp, dar... Și o poziție fixă. O poziție fixă, dar vezi că mi-e ca întremură mâna. Eu încerc să mențin aici poziția fixă despre care zici tu. Băi, se pare că nu prea funcționează asta cu hârtia, dacă e să mă întreb pe mine. Mai puternică hârtia decât chibritul? Eu zic că da. Probabil știi ce se întâmplă? Eu zic că e mai groasă hârtia asta și n-are suficient de mare putere lupa. Ca probabil. Să-i dea foc. Probabil. Soare avem, ai văzut, am dat foc la ciocolată, pardon. Am dat foc la chibrit, adică soare avem, n-ai cum să zici, dar se vede că avem soare. Bă, trecem la următor, ăsta e fail din punctul meu de vedere, că n-a făcut nimica. Deci nu s-a întâmplat avem nimic. Avem două bune și una rea. 2-1, cum 2-1 s-ar spune. 2-1 până acum, hai să trecem la următor. Uite, fii atent, aici am luat din curte de la mine o frunză uscată, da? Asta, în mod normal, din punctul meu de vedere, ar trebui să ia foc. Eu așa zic. Hai să vedem. O să vedem. Stai așa că nu, unde ești? Trebuie să vedem. Ia să vede aici cum am concentrat la acolo? Da. Ia să vedem. Fii atent că deja văd ceva fum pe acolo. Deja văd un punct negru. Eu cred că ăsta o să fie bun. Și miroase ars. Hai, mă, nu mă dezamăgi acum, hai! Aha! Se vede! Gata? Da! Fii atent că fac focul cu asta, băi, Mihai! Deci, dacă m-am rătăcit vreodată în pădure... Da, s-a văzut, da? Da! Dar e clară treaba! Se vede că am făcut gaură! Uite ce gaură a făcut aici! Are... Uite-l ce gaură are! Da! Și n-avea nimic ca inițial! Deci încă una bună, dar fii atent acum, mă gândeam așa, dacă ești în pădure și ai năvă, n-ai chibrit, n-ai din ăsta, să nu stai să faci scânteie cu piatra, să frești lemne între ele, eu zic că dacă ai o lupă din asta și niște ceva uscătură din asta să-i dai foc, eu zic că faci treabă cu o chestie din asta, dacă te duci undeva, ești rătăcit, ești pierdut, dar bine, sper să nu se întâmple asta vreodată, dar zic așa ca idei, poți să aprinzi un foc cu ea, fără nicio problemă dacă ai ceva uscătură în jur. Dar ai nevoie și de soare. Da, vezi, și aici este o problemă, vezi, nu m-am gândit. Bine, mă, că soare trebuie să fie ori într-un vârf pe vârful unui copac. E o leacă de fum, cobor cu el din vârful pomului. Găsești o variantă dacă chiar vrei foc. Dacă nu, stai așa și tremuri de frig. Dar iarna are putere soarele să-i fac chestia da. Asta? Are aceeași teroare cu raza asta? Da. Și atent că eu vin iarna și încerc și chestia asta la iarnă. O să încerc eu. Bine, facem partea a doua la iarnă, dar vreau să iau o lupă din aia mare, așa rău, să vedem dacă găsim. Deci mergem. Merge și cu frunza asta, i-am dat foc. Avem aici o scoarță de copac care nu are absolut niciun semn pe partea asta din spate, după cum vedeți și voi aici. Deci nu are absolut niciun semn, ca să ziceți voi că a fost ars înainte sau vrăjel de genul ăsta, că i-am dat foc cu bricheta sau nu mai știu eu ce. O să încercăm să vedem dacă reușim să facem un punct din ăla negru, cum făceam și la frunza aia de mai înainte. Fii atent, am concentrat aici raza soarelui. Îmi caut o poziție fixă și acum avem de așteptat să vedem dacă reușim să-i dăm foc. Hai, tată, hai. Stai așa, că modific, mă doare mâna. Imaginați-vă că eu stau așa, în continuu. Trebuie să-mi încălzesc o poziție de jos, așa cumva. Hai, tată, nu mă face de râs, te rog, eu frumos. Văd fum sau mi se pare mie? Ți se pare? Băi, lasă-o în culo, băi, Mihai. Ai zic că mi se pare mie. Da, nu. Nu mi se pare, nu? Nu, dar încă puțin. Fii atent că fumegă ca lumea, nu vrăjeală. Băi, ești prost la cap. Mai las-o. Păi o țin aici, nemișcat, încerc să o țin acolo, că văd de unde iese fumul. Se vede pe cameră fumul? Da. Și iese destul de multișor dacă iese, mă întreb pe mine. Ia să vedem. A, uite mă, deci fă comparații cum era la început, când n-avea nimic, și cum e acum. Da, corect, se vede mai negru. Se vede aici punctul ăsta negru, da? Da. Fii atent că frigi rău. Deci pe bun e frigi rău. Ia pune mâna. Vezi? Da, vezi chiar frige. Chiar frige, nu-i vrăjeală. Și fii atent că pe ăsta eu îl trec la alea bune. Nu a luat el foc, dar a făcut aici flacără. Dacă era o leacă mai...
Dacă steam aleacă mai mult, eu zic că făceam și flacără. Probabil și puțin mai subțire și era perfect. Dacă era, da, puțin mai subțire și dacă steam eu puțin mai mult, poate și lupa asta dacă era puțin mai mare. Acum nu vreau să fiu cărcotaș, dar sincer eu sunt mulțumit de rezultatul ăsta, adică a ieșit fum din scândura asta și vorba aia din popor, fum fără foc, nu prea iese dacă e să mă întreb pe mine, știi, mă? Bă, eu super mulțumit până acum de challenge-ul ăsta, de experimentul ăsta nostru. Eu zic că o să iasă treabă bună până la sfârșit, o ținem tot așa. Așa cred și eu. Hai să vedem ce mai avem în continuare de stricat, de dat foc și de aprins. Am văzut o chestie super interesantă, lupă versus balon. Vreau să văd dacă balonul ăsta chiar se sparge din cauza soarelui. Eu zic, tu ce zici de fapt, nu mai zic eu. Eu zic că nu. Nu se sparge? Nu știu, e doar părerea mea. Eu zic că dacă puneam în pariu acum banii erau la mine. Deci tu zici că nu se întâmplă nimic, nu? Asta e părerea mea. Eu zic că în 10 secunde îi papa balon. Bă, mă pișcă pe mine, pe piele, ești nebun? Ia, fii atent. Dă-te aici să vezi centru ăla mic. Și acum dă-te departe, dă-te departe, că se vede. Ai spus 10 secunde, deci banii cred că erau la mine. Bine, am zis că se sparge, n-am zis 10 secunde. Dar fii atent. Ia uite ce a făcut aici, se vede pe cameră? Chiar am făcut niște semne? Se vede. Deci am mâncat eu borș cu alea 10 secunde, dar dispar tot, îl sparg. Dar nu mă așteptam să rezist atât de mult, mă crezi? Eu te cred, dar eu zic că banii tot la mine erau. Bine că n-am pus parc. E stricat balonul. E prea bun. E prea bun, numărul 1. Nu, mă, n-ai cum așa ceva, mă. Cum îți-mi dea țeapă balonul ăsta? E stricat balonul, încerc altul. Perseverent, Danu. Da, mă, eu nu mă las aici, eu stau aici până joi. La negrit, deci din negrit îl înnegrește aici, dar este fail și eu nu mă așteptam la așa ceva. Sincer să vă zic, chiar în balonul ăsta mi-am pus bază și am zis, băi, prieten, că îl spar din prima. Trecem mai departe. Am o pungă de chipsuri și vreau să o desfac cu ajutorul lupei. Vreau să-i dau așa, de, nu de jur împrejur, pe o parte așa, dacă reușesc să o desfac. Eu super mulțumit. Fii atent aici. Ești pregătit? Da. Vezi aici? Bă, fii atent ce repede de foc, fii atent. Du-te aproape, du-te aproape. Uite, vezi ce am făcut acolo? Da. Ia. Yeah. Se topește, că e foarte cald. Dar cred că s-a desfăcut. Uite alea cum lărgesc gaura asta de aici, vezi? Bine, a sunat alea cam așa cum lărgesc gaura, dar n-am ce să fac. Tu vezi? Da. Dacă tot așa măcar să poți să scoți un chips. Ia să vedem chiar. Hai să vedem dacă reușim. Dar oricum, vezi că pe măsură ce mă mișc cu lumina, se arde și folia asta. Ia. Uite alea ce din asta mare am făcut aici, ești nebun? Lucăm un cinci de aici pe găurica asta. Merge. Deci nu poți să scoate și pe aici, da? Lejer. Și am dat cu lupa. Asta o și jurăm frumos înapoi, ducem acasă cu viteară la film, avem lezi. Am aici o sticlă de cola, dar nu o să reușesc să dau foc la chestia asta de aici, la plasticul ăsta de la sticlă. Vreau să topesc ăsta de aici. Deci vreau să topesc ambalajul, acțipildul ăsta, da? Da. Hai să vedem. Arată-le prima oară că n-are nimic, după aia iar. Eu știu ce se întâmplă în comentarii acolo și vreau să evit toate chestiile astea. Nu se întâmplă, dar fii atent ce-i fac. Îl dau jos după sticlă. Și asta poate fi un factor, având în vedere că sucul este rece. Da, rece. Păi, bă, de obicei nici balonul, nu știi balonul dacă are apă în el și dai foc nu explodează, nu se sparge. Da, știu. Așa aici, mă gândesc că na, poate o fi același principiu, poate o fi aceeași treabă. Și am pus aici un picior pe ea frumos. Unde ești lupa mea? Se vede, da, cum am pus asta aici. A, uite, vezi? Da. Ia fii atent, îi dau direct în centru. Deci am zis faptul că sucul este rece, e un factor. Uite, vezi cum mă topesc acolo pe mijloc? Da. Uite cum o plim cum vreau eu, o duc în stânga, o duc în dreapta. Uite, îi dau puncte, îi dau, fii atent, aici îi dau un punct. Aici îi fac alt punct. Îi mai dau și unul în partea asta. Vezi?
Da. Ce să mai, mă, ăsta e experimentul. Eu zic că a ieșit. Lupa asta, sincer, chiar m-a surprins plăcut. Mi-ar fi plăcut mai tare dacă ar fi dat foc la hârtie. Mi-ar fi plăcut și mai mult dacă nu mă dezamăgea când am pus pe balon acolo raza soarelui să explodeze balonul. Chiar mi-ar fi plăcut dacă ar fi bubuit balonul ăla. Bă, dar per total așa, eu zic că a mers bine, nu mai știu. Am avut vreo 9 obiecte, din care vreo 6-7 au fost foarte rău de tot. Dacă v-a plăcut experimentul ăsta cu lupă, fratele vostru cumpără o lupă din aia mai mare. Caut pe net să găsesc o lupă mai mare. Comandăm o lupă și facem partea a doua, doar că vreau în comentarii produse și obiecte scrise de voi. Eu o să aleg de acolo din comentarii pentru partea a doua. Dacă v-a plăcut experimentul, apăsați butonul de like să strângem 25.000 de like-uri. Îi mulțumesc lui Mihai că a venit să mă ajute astăzi să filmez. Până data viitoare, băieți, Dan în fața voastră, vă pup și vă respect. Ciao!